Salutare! Am venit astăzi iarăși la DNR. Am avut mare noroc că am prins aici un loc liber. O porțiune liberă. Așa să pescuiesc la crab ca de obicei. Mi-am schimbat bețele, mi-am luat niște Carp Expert Neo Long Cast de 3,90 m și 3 libre jumate. Sunt din 3 bucăți, sunt mult mai comode la transport. Și mi-am luat niște mulinete caper la Nadonis 5000 Black. Îmi place foarte mult cum se simt, cum asta lucrează foarte fain. Acum trebuie să văd și cât mă țin. Sper să țină măcar 2-3 ani. No. Mi-am pus fir textil pe mulinete, fir textil de 0,30. Așa. Montura. E așa, am legat direct de firul textil un lider. Bine că acum te găsi să sun. Mă sună Petre. Îl sun înapoi imediat. Am un pumn de 200 de grame, după cum vedeți, un forfac de vreo 20 cm pe care am 3 boabe de vierbi. Un câlig de la Sensor Planet, ăsta e numărul 10. Cred că e 10, că am montura făcută încă de când am fost în Delta. Deci așa arată montura, cum am zis, un lider cam de un metru. Fir textil. I-am pus fir textil pe mulinete pentru că m-am săturat de câte monturi am pierdut în Delta. Deci în Delta am disperat cu câte monturi am pierdut. Și pe aici trebuie să fac un pic de curățenie, că e mizerie de urmă numai. Tactica o să fie în felul următor. O să măsor distanța la care pescuiesc, o să măsor și distanța la care nădesc. Trebuie să nădesc cam cu 10-15 metri mai aproape de loc unde îmi pică plumbul. Deci vreau să nădesc cu vreo 10 metri mai încoace. O să pun racheta, am spomb acolo, am rachetă. O să le pregătesc imediat și nădesc un pic în seara asta. Am doar vreo 5 kg de porumb înmuiate, dar imediat îmi bag sacii de porumb. Ia uitați cât a scăzut Dunărea. Imediat aici. Dacă te duci prea încolo și nu știi să noți, ești pa. Imediat cade dintr-o dată apa. Nu. Mă bucur foarte mult că am prins loc. De asta mă sună și Petre, curios să vadă dacă am prins loc. Acum le arunc așa la nimereală, dar... Deci eu nici nu văd unde am dat de soarele astea. Oricum nu trebuie să dau foarte departe. Cu Dunăre așa de scăzută, nu trebuie să dau extrem de departe. Nu. Cum am zis, în seara asta urmează să nădesc, să pregătesc și celălalt băț cu 4 bețe pescuiesc, să pregătesc și pe ăla și după aia mă apuc să nădesc, că imediat se face, se întunecă. Nu. Asta e toată tactica, cum am zis, plin de oameni. Prin an ambele părți, mă bucur că am prins și eu loc. Mă super bucur. No, cum am zis, acum o să măsor. O să pescuiesc cam în 40 de metri, atâta, nu mai departe. Și o să nădesc cam în 30 și un pic de metri. 32-33 de metri, cam așa. No, aici, între stâlpii ăștia doi, am 4 metri. Deci o să dau până pe la 32 de metri așa. 4. De metri. Hai să dau așa aproximativ 33 și un pic. Gata. Și aici o să eclipsez. Și la distanță să se nădesc cu pombo. Nu, bun. Sper să apuc să dau porumbul până se întunecă, că după ce intre soarele acolo, imediat nu mai vezi mai nimic. Trebuie să-mi iau și găleata. Ca să fie distanța acolo, trebuie să-l dau aici un pic de mai de sus. Așa.
Hai că funcționează pombul după atâta timp. E bun. O să am ceva de dat. Și până apune soarele, cât asta trebuie să fac. Problema e că trebuie să dau zi de zi. Deci o să am de lucru la partirea asta fără barcă. Cam nasol. Exact în clip s-a oprit. Bun. Hai să dăm bătaie. Scăzută Dunărea că și nave este ea de pasageri, cred că e frică să meargă tare. Iată ce încet trece. Nu. Mi-am băgat toate bețele, mi-am măsurat distanța. Ăsta din stânga de aici l-am dat un pic mai la mal, așa de control, să văd dacă poate vin pești și mai la mal. Și asta la alte 3 le-am dat cam la o distanță de în jur de 40 de metri. Mamă, dar e multă lume pe vaporul ăsta. Chiar multă lume. Bine, toată lumea e înăuntru. Acum mai am de amplasat tabăra. Mai am un pic de lucru. Și poate la noapte o să miște ceva. Să vedem. Azi noapte nu m-a deranjat niciun crap, n-am avut niciun semn de viață, dar sper că de azi să fie mai bine. O să nădesc mai mult porumb, ieri nu prea am apucat să nădesc când trebuie, dar astăzi o să-i dau mai mult porumb și, cum am zis, sper să fie mai bine.
Mă, în cramă, trebuie să veni și la mine. Că mă apropii de a doua noapte aici pe Dunăre la Crab. Sper să vină crapi și aici în zonă, chiar dacă e foarte mare agitație. M-am distrat la sabiță, chiar m-am distrat fain, am prins multe, multe sabițe. Și mari și bătăioase. Chiar a fost fain. Dar la crap încă n-am avut niciun semn. 24 de ore. Astăzi e marți seara, miercuri 48, joi 72. Nu, mai am vreo 48 de ore de pescuit. Chiar mai mult. Sper să vină crapi și la mine în zonă. Sper să nu stea numai prin alte părți. Rămâne de văzut. Mă des și cu câteva bolesuri și încerc să învăț și bolesuri. În seara asta am rămas singur pe o suprafață destul de mare. Încolo e liber, încolo e liber. Tocmai de asta am speranțe mai mari, pentru că o să fie un pic mai liniște. Ar fi super dacă și mâine pe zi nu s-ar ocupa locurile astea, pentru că azi a fost nebunie. Recunosc că am dat și eu după sabiță. Dar și aici, în stânga mea și în dreapta, s-a dat după sabiță. Deci toată lumea. Mai era un om acolo de deal la feeder. Tronc, 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 tronc. Chiar nu mă așteptam să intre vreun crap ceva astăzi. Chiar deloc nu mă așteptam la câte plumburi au căzut prin apă. Da, să vedem mâine cum o fi și la noapte. Cu puțin noroc, poate intre ceva. De nădit am nădit, frumos, regulamentar, cum trebuie. Poate am noroc și intre. Scopul meu la partida asta e măcar un crap. Să intre măcar un crap. Na. Cum am zis, dacă am și mâine un pic de noroc și să nu vină nimeni, sau să vină crapiști, că dacă vin crapiști, crapiștii nu lansează foarte des. Își bagă pețele și așteaptă, dar nu prea se întâmplă asta. Dar o să vină iarăși oameni la feeder, la astea, na, cu oamenii care tot plioscă apa, na, e mai greu pentru crap să vină. De asta zic, sper să vină la noapte. Ar fi fain. Unu, ăsta e obiectivul partidei astea. Un crap frumos. Mă refer la un crap așa, în jurul de 4 kg măcar. Rămâne de văzut.
Așa. Bun, ăsta e la porumb. A venit seara, așa că le relansez. Scorul e același. 0 pești. Bun, schimb boabele de porumb, pun altele și pe ăsta am pus boiles. Am pus boilesuri din acelea de la Sensor Planet pentru Dunăre și Delta. Deci așa. Și aici i-am pus un capac așa de spumă din aia, să fie un pic, un picuț mai ușor. Adică să fie montura mai ușoară. Am nădit cu boilesuri tăiate în jumătăți și și aici, în săculețul ăsta, tot boilesuri. Ah, eu că am spart săculețul, sper să nu se rupă în lansare. Dacă se rupe, asta este. Fac altul. Hai că nu s-a rupt. E bun. Da. Dacă la porumb nu vrea, mai știi ce noroc am, poate mișcă la boilesuri. Da, a patra dimineață cred că e asta. Ia să mă gândesc. Marți dimineață, miercuri dimineață, joi dimineață. Nu, a treia dimineață e asta. Și încă n-am avut niciun semn de viață. Acolo în zona aia, e o zonă unde oamenii au mai prins. Și foarte mulți oameni care dau la crab s-au mutat acolo pe col teoretic, adică nu teoretic, practic, curge râul mai repede. Neața! Curge mai repede, dar sunt și multe scoici. Și mai mult ca sigur crabul s-au mutat acolo pe scoicile alea. Nu, și Pepe când a fost ultima oară n-a prins acolo. Dar înainte de aia au prins 3 crapi și aici nu s-au mai prins crapi de mult. Dar nu, am zis și eu să încerc. Cât mai am de pescuit? Mai am vreo 24 de ore. Uite, porumbul stă acolo în găleți, cred că ăla nici nu-l mai dau astăzi. Nu prea mai văd rostul să nădesc. Poate când vine Pepe mai târziu intră el cu barca și îmi nădește o găleată, o găletușă din aia. Dar cred că cu o găletușă o să mă întorc acasă. Că nu are rost să-l bag. No. Asta e situația până acum. Ca de obicei, speranța moare ultima. De-abia mâine pe la 11 strâng bețele, deci mai am vreo 24 de ore de pescuit. No, rămâne de văzut. După cum vedeți, e plin. E plin, 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 peste tot, inclusiv încolo. Dacă m-aș duce 2 km încolo, dacă merg, e plin de oameni. Și încolo, după curbă. Mulți, mulți, mulți pescari. Vremea bună și nu, lumea iasă din case. Dacă era un pic mai era vremea să fie plouat sau ceva, era mai bine, că se mai răreau. Bă, nu, bă, să vedem dacă se mai întâmplă ceva până de seară. Dacă domnii crapi nu mai vor să tragă, ne jucăm un pic cu viermii. Poate mai sunt sabițe prin zonă. Sabițe, murunași, ce mai pica. Două bucăți așa mai micitele.
mii pe ea. Pac, 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 hai mai de câteva ori să se agațe două, poate. Ia ce tare de nea. Wow. Asta de da zici că sabițe. Mai știi, ori fi sabițe. Vin greu. Ia să vedem ce este. Da, cum am zis, sabițe, mă gândeam că sabițe. Ia uite-le. Ce chestie, deci mai sunt prin zonă și sabițe. Se pără mie codate mai tare. Fără nadă, fără nimic. Noroc că mai mișcă ăștia mici, că dacă n-ar mișca nici ăștia mici, chiar ar fi pe chisală mare. Ia să vedem ce am prins. A, iar am avut două și una iară scăpa. Așa, două plăticuțe. A, după cum vin, cred că sunt tot sabițe. Ia. Cred că sunt tot sabițe după cum accelerează. Nu. E o plătică, dar mai mare. O plătică chiar frumoasă. Unde te duci, mă? Ai. Sabița, ia eu trebuie să fie fain. Cum am zis, încă mai sunt câteva sabițe așa rătăcite pe aici, prin zonă. E fain, chiar e fain. E fain că sunt așa rele. Rele, se simt frumos în drill. Cred că-i plătică. Parcă n-o da foarte hotărât în ea.
două plăticuțe, una mai mică, una mai mare. Pac. Stai, băi, cu minte, băi. Asta e morunaș. O plăticuță și un morunaș. Da, așa da. Dacă intră morunașul și fără nadă, și fără nimica, dacă e în zonă, nu e tata. Să vedem ce mai luat. Dacă am mai luat ceva, că parcă nu prea simt. Ba, uite ceva. Două plăticuțe. Micitele. Pac, una. Pac, a doua. Ia să vedem ce am luat acum. Două plătici frumoase. Cred că acum e doar o plătică. Ce bed din cap. Da, o plătică, dar frumoasă. Ia uite. Frumoasă. Ai, două plătici. Faine, faine. Faine, rău. Am în două. Păi te halit am în două, ui.
Hai că vine și Pepe. Hotărât? Hai că... Păi, ce... Ce-i cu praful ăsta? Bă, de 3 zile te aștept, bă. Ce faci? Merg mai încolo că e răcit, ești bolnav. Nu mai trebuie să mă trecut. Deci s-a trecut? Da. Te duci direct acolo să cauți? Da. Du-te, ca să nu pierzi timpul. Și după aia adi pe la noi. Da, adică e tot aici cu tine? Da, da. Vezi, dacă găsești și lui acolo, că și el vrea să meargă. Vezi tu. Mie, bă. Cât? 30 de lei. 30 de lei, bun. Când vine înapoi, ce să te duci la sanitarea? Da, da, da. Da, mă duc să pun, mă. Bine. Se bagă Petre prin pădurici pe acolo. E un drum și o să ajungă pe jos, pe malul Dunării. Speră să găsească loc, că eu am fost în plimbare azi dimineață și erau sute de bețe. Sute de bețe. N-am văzut niciun loc liber, dar poate mai fi plecat până acum, oameni. Trebuie să aibă Pepe noroc, el cam mare. La mine încă nicio captură și fac aproape 4 zile. Nasol. O să mai scot acum, să văd că mai tot dă ceva în ea așa ușor. Probabil că tot plătică. După ce scot de tura asta, mă pregătesc pentru ultima noapte din partida asta. Merg în seara asta și până la Pepe și la Stelica, ei sunt acolo mai în jos, cum am zis. Acolo teoretic se prinde caras frumos, se prinde morunaș. Am mers să văd și eu ce fac ei. Eu am venit chicit pe crap, așa că stau la crap, nu mă pot împărți chiar așa peste tot. Hai mă, nu mai se bagă o plătică. Da, cum am zis, mă pregătesc de noapte, de ultima noapte la crap pe Dunăre. S-ar putea să fie chiar ultima noapte din anul ăsta, dar să văd. Oricum iau o pauză și să vedem cum mai fi vremea. Da, mă, dar unde este Lică? Mai încolo. S-o vezi mai încolo? Păi, eu credeam că el e aici. Păi nu, mă, nu vezi că nu. S-a zis că aici mai erau niște crăcane și așa că te vin aici. Păi și aici, în stânga ta, e băiatul ăsta, nu? Care bă? Da, e ăsta și după aia eu fac loc la Stelică și-au dus barca, au scos-o pe mal și-au făcut timp după. Cum e? Am făcut o idee a ții. Bă, nu mă dezamăgi, n-am făcut 4 km să vin pe jos până aici și să nu prinzi nimic. Chevere, acum aveam un copil, da. Bătrâna de lângă mine a luat un ciortănel frumos. Du-te! Da, la Popa, purge, așa, fain, simplu, e un bătrânel. Am unul pe Popa și unul pe Vierme, uite, numai pe Vierme am. Am două pe Popa. Te-ai adus Vierme, nu? Ha? Te-ai adus Vierme, ca lumea, nu? Petre, pune un cârlic și deasupra metodului. Mai bine, să văd după aia. Acum nu pun asta, mâine le rezolv eu dacă, știi? Acum dar cu imediat l-ai pus deasupra, pac, pac, să vezi. Să plece, dacă pleacă omul ăsta, să uite, băiețele de crap, uite, le toate sunt acolo pe mașină. Le-ai pregătit, să? Păi tot, dar nu am să dau, ce? Aștept, știi, dacă pleacă mâine... Hai că stau și eu câteva minute să văd. Mamă, bă, dar ca lumea trăsătură, bă! L-ai luat? E fain? Fain, carat. Ciortăna sau carat, da? La mămălig, așa-i? Nu, asta e bun. Mămăliga e ala. Nu, no, Petre. Ce frumos a tras. Asta da, trăsătură. Păi nu. Ia să vedem ce e. E carat. Sau ciortan. Ai grijă la crăcan. Ciortenel, mă, ciortenel. Ciortenică. Fain, bravo. Ciortenel? Da. Petre, hai să-l atingi și tu, poate
Iei noroc și la tine. No, nici aici la Petre nu prea mișcă. Zi, Petre, cum e? Deocamdată nu vrea. Nu vrea, domne, nu vrea. Dacă nu vrea, ce să-i facem? Deocamdată nu vrea. Poate mai târziu. Poate mai târziu. Oricum vin o dimineață la tine. Da. Uite, iar îi trage la om. Da, fii atent. Da, bă, mă, ce abățu, mă! Bă, tot ce îți trage? Tot lui îi trage, mă. Bă, dar normal. El e mai vechi aici. Uite ce frumos. E frumos? Nu le luat. Ceva îi. Da, este mic. Cu plăticuțe. No. Apoi mă duc și eu la bețele mele, Petre, și mai vin dimineața la tine. Să vedem dacă ai ceva captură, dacă nu. Dacă nu. Asta e, nu mâncăm pește, ce să facem? mâncăm de la congelator. Da. Nu, ce să zic, să vedem cum vom fi pe dimineață. Vedem pe dimineață, eu mai stau, vedem cum vom fi noaptea. Deci la care o tras? Nu am mai aruncat-o, am lăsat-o pe crăcană. Haideți să vedeți. Nu vreau să văd, să nu fi intrat la boiles. Cum? O fi intrat la boile sau la porumb? La porumb. Deci puteam să jur că o să tragă când îți iau plecat. Păi da, deci nu se poate așa ceva, frate. Deci o intrat la ăsta. Am văzut-o, da. Și cum o tras? Tare? Da. Și ia să văd. Și ați avut mincioc să scoateți, ați avut tot. O lăsam, dar le-am încurcat, deja a atins-o și pe asta de la vale. A, deci a zesat-o cât a zesat-o și până urmă ați ridicat. Ia să vă. Hai de mine, nu-mi vine să crezi. Stau 3 zile și n-am trăsături și trage când plec. Ia. A, ciortenică din asta mic. Uitați. Mm-hmm. Da. Nu, mulțumesc că l-a scos, că... Le încurca și pe alelalte. Nu mă băgam, că de obicei nu-mi place să mă bag la scurile alte, dar le încurca și pe aia ce făceam. Da, mulțumesc. Da, păi, am zis că poate ceva mai frumos. Dar e bun. Și eu am crezut că este, după cum a tras. Da, trage tare, că e rău. Da. No, mă duc să relansez. Poate mai vine ceva mai mare la noapte. Să dea, doamne, să dea. Ia să vedem. Asta e în regulă. Asta e în regulă. Iai. Asta două boabe de porumb au intrat, da. Pe un am avut numai două boabe de porumb și le-am dat destul de aproape în mal. Uite cât o tras nebunul, că mi-a dus plumbul deasupra litcorului. Așa. Bun. Hai să știu că l-am dat mai aproape. Bă, e incredibil, mă. Mă duc eu până la băie și atunci trage. Na. Ce se face asta? Băi.
și mă pregătesc de noapte. Gata, ultima dimineață. Mai stau vreo o oră și mă apuc să le strâng. Din păcate cam asta a fost partida, fără nicio captură la crab. Am avut o singură trăsătură și un ciortan scos de omul ăsta. Deci trăsătura a fost când am fost plecat până la Pepe și la Stelică. Deci am stat aici aproape 4 zile cu ochii pe bețe și am plecat jumătate de oră și chiar atunci mi-a tras. Așa se întâmplă tot timpul. Acum dimineața am mai avut o trăsătură tot la bățul ăla, tot așa, la două boabe. Deci probabil tot ceva ciortan mic, dar n-am putut să-l scot că mi s-a agățat în prag. Da. Cam asta e situația. Mai stau vreo oră, după aia mă apuc să strâng tabăra și la urmă strâng și bețele și după aia mă duc până la Petre și la Stelică să văd ce au făcut azi noapte. Cam ăsta e planul deocamdată. Ia să controlez eu de gâze din astea loșnice de astea plin de ele. Păi ce? E clar. E clar. Dacă ați venit voi încoace, e clar. Bă, dar ce mai? Prinde câini pe aici, mă. Bă, lasă să mănânce câinele, acum. Nu. Păi mi-am dat seama că nu m-am văzut că veniți în coadă. Aseară, ce ți-am zis, stau 4 zile, n-am trăsătură. Ceau! Uite, și de viață văd așa. Ce seara ai avut? Și când m-am întors, omul ăsta îmi scosese un pește la un băț. Mare? Nu mare, nimic. Așa, la chil. Și azi dimineața m-am mai tras tot la bățul ăla, dar l-am scăpat. Mi-a intrat în agățătură. Ia uite, mâncă-l! Mâncă-l! Nu, la voi cum a fost azi noapte? Ce? Cum a fost azi noapte la voi? Cum, dracu? Ăsta s-a culcat, i-am mai stat. Am prins, cred că vreo... Cred să-i vreo 10 caraș, dar tot din aia. Ai, ai, ai. Ai văzut? Și... Poate mai bine mâine, poi mine la voi. Cred că de ce-i nu trage, așa-i? Nu trage. Nu știu, ce-a urcat omul ăsta, l-a dat toată noaptea și omul ăsta. I-a urcat toată noaptea. Sănătate! Nu știu, îmi treabă-i. Eu i-am tot auzit senzorii, dar nu știu dacă o fi prins ceva. Nu, dar e asta de zi acum, nu mai sărit. Nu, n-am văzut nimic. Bă, nu știu, mă gândesc să mă plec și eu. Eu plec, nu mai stau, mi-ajunge. Pentru tine, de vreo. Cum? Pune-ți-l acolo, vreau că-l bag eu într-o pungă. Fui nasol dacă nici băieții n-au prins. Nasol, nasol. Na, nu eu zic alta. Mă apuc să strâng tabăra de tot. Uite, băieții merg la locul nou. Eu bag sculele
Și o iau spre căsuță. Mi-a ajuns atâta pescuit. Mi-a ajuns atâta. Atâta kilometri. Atâta kilometri. Și rezultate foarte, foarte slabe. Asta-i. Bun, mai am încă de adus. Nu, no, v-ați apucat de treabă? Da, am și un cu bine. Deci, te-ai apucat de treabă, Petre? Da, da, da. Bagi ăla de crapă? Iar ai prins locul ca lumea. Dar fii atent, bă, ce chestie. Eu am venit luni și era plin până încolo, încolo, încolo. Agitație. Metodul în apă, puii mei, și astăzi vine și uite liberi. Nu vine, te cred. Cât contează vremea, ți-am zis. Vezi că sună telefonul pe. Am auzit de telefon. Acum am treabă, e mareaz. Lumea a văzut că plouă și stă acasă. De, bă. Și luni era full aici, frate, om lângă om. Bă, aici au șanse mai bune de prins. Da, e liniște mai mult. Ce acolo deja prinsese? Da, au plecat toți. Deja știi cum s-a golit așa? S-a golit, dar știi de ce? Cum văd că vine ploaia, mă? De-aia pleacă oamenii. Da, dar bine ar fi să trag. Eu am prins... Pe ploaie. Nu, zic, eu am prins vreme bună, eram sigur că o să fie full de oameni. Că de acum încolo se tot strică vremea, se răresc. Oamenii au profitat de ultimele zile cu vreme bună. Ai pește, Petre? Da. Dacă mai e, nu știu dacă mai e. Facem o filmare. Facem o filmare, am prins un pește, hai să văd dacă mai e. Hai să prind un pește, este. Ceva este, e plăticuță, Petre. Da, ce pe băi, Mariane, prin plăticuță. Vrei să faci pariu prin plăticuță? Bă, Mariane, tu stai direct urtam. Da. Dar mai ai văzut ciortan aici? Dar voi știi să pescuiți, mă! Vă arăt de tata, uite acum! Eu de-aseară n-am mai văzut ciortan. Fii atent! Fii atent, dă-mi niciun! E caras, mă! Mor caras în ciortan! Na! S-a dus traților din patate la palaman! Fiți-ar cât ligul să-ți fie! Cât e ceasul, Petre? 11 și 5. Bă, eu am tăiat-o. Bă, las. Bă, Mariane. Fire întinse de pești, să aveți. Vorbim. Ne auzim. Ne auzim. Dă-i aici o lovitură, că de atunci n-ai mai prins. De atunci n-ai mai prins locul ăsta. De când am prins noi ăia mulți. Nu. Nu, vezi? Dă-i lovitură acum. Bă, ăla mai prins, mă. Locul. L-am mai prins locul, dar n-am prins pește, n-am avut nicio trăsătură pe crate. Ah, am crezut că n-ai mai prins locul. Nu, nu, l-am mai prins. Nosteli. Bine întinse și nu mai auzim. Mai sună și tău, dacă mai ai. Ce să mai, că pe Dunăre e cam gata. Hai, hai. Ți-am zis, Petre, pe lunea aia la altă, să vezi și tu cum te organizezi și să mai venim. Vă spun, mă dea de vorbim la telefon. Da, da. No, gata și partida asta, i-am salutat și pe băieți. Ei mai au șanse să prind aici.
Dunărea e liberă pentru că toată lumea a văzut că vin ploi. Eu când am venit, vreme superbă, căldură, bla bla bla, normal că a fost plin de oameni. Toată lumea a vrut să profite de ultimele zile ale sezonului, probabil. Acum e gol. E aproape gol malul. E liniște, frumos. E perfect pentru crap. No. N-am prins, ei poate o să prindă, Petre mai ales, care dă după crap. Ce să zic? Încă o partidă ratată pentru mine. Da, nu-i problemă. Măcar am prins sabițe, chiar m-am distrat cu sabițele. Chiar a fost fain, fain. Când au venit milioane de sabițe în zonă, cred că milioane erau. Nu, și eu de-abia aștept să văd ce prind și ei. Dacă prind ceva, dacă nu, mă refer la crap, că la feeder o să mai tot prindă. La feeder și eu, și aseară, tot câte două plătici, câte două plătici prindeam. Așa, fără nadă, fără nimic. Nu bun. Asta este. O să mai vin la Dunăre peste o perioadă. Sper să mai apuc, să fie vremea cât de cât să mai apuc să fac un pescuit la crab. Că la mărunțiș, după aia, chiar și după ce se răcește, mai pot pescui. Dar la crab, mai greu. No, v-am salutat!